Pentru a reduce riscul de infectare cu virus, reprezentanții Casei de Asigurări de Sănătate Brașov au luat o serie de măsuri atât pentru oamenii care intră în instituție, cât și pentru angajați. Astfel, au fost amplasate mai multe dispozitive cu dezinfectant, iar brașovenii trebuie să-l folosească numai decât. Totodată, mai multe informații cu privire la coronavirus și măsurile de precauție ce trebuie luate au fost afișate pe toate ușile instituției. O să vă propun să folosiți dezinfectant. Cu dezinfectant. Am încercat să luăm și noi câteva măsuri pe care le considerăm necesare în vederea reducerii probabilității infectării. Oamenii, ei reacționează bine. Măsurile au fost luate atât pentru colegii noștri, cât și pentru cei care vin și folosesc serviciile Casei de Asigurări de Sănătate. Ați mai văzut astfel de măsuri luate? Nu. Nu. E prima oară când am... Și cum considerați? Este bine? Este rău? Este necesar să se ia astfel de măsuri? În principiu, da. Da, pentru că ne putem îmbolnăvi. Și cum vi se pare această măsură luată? Foarte bună. E foarte bună măsură, sigur. Sunt mulți microbi, sunt foarte bine. În alte instituții ați întâlnit puse astfel de dezinfectare? Sigur. Ne bucurăm că s-au gândit, că sunt mulți oameni și... În alte instituții ați întâlnit? Nu. Deocamdată nu. Dezinfectantul va rămâne atât timp cât va fi nevoie și până când riscul de infectare cu coronavirus nu va mai exista.